Întreținerea regulată prelungește durata de viață a sculelor dumneavoastră electrice. De aceea, întreținerea acestora în centrul nostru de service este cea mai bună investiție. Pentru a garanta permanent o funcționare optimă a produsului, precum și pentru a vă asigura propria voastră securitate, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni. Atenție! Asigurați-vă întotdeauna că mașina este oprită și deconectată de la rețea înainte de a umbla la ea. Apăsați butonul de fixare, țineți tubul T și introduceți în partea de îmbinare. Apoi deplasați tubul T în sens antiorar, în așa fel încât să-l strângeți ferm. Așezați melcul în tubul T cu partea alungită înainte, apoi rotiți în așa fel încât axul să avanseze puțin și să se îmbine în blocul motor. Așezați lama pe axul melcat. Așezați discul de tocat dorit lângă lama de tocat. Susțineți sau apăsați centrul discului de tocat cu o mână, apoi înșurubați ferm. Așezați pâlnia pe tubul T și fixați-o. Puneți unitatea pe o suprafață stabilă. Testați mașina. Atenție! Înainte de a efectua lucrări la aparat, scoateți ștecherul de la rețea și lăsați aparatul să se răcească. Deșurubați inelul și scoateți toate piesele din tubul T. Apăsați butonul de eliberare și rotiți întreg tubul de alimentare. Scoateți presatorul și tava. Accesoriile se spală în apă călduță cu detergent neutru, se clătesc cu apă fierbinte sau caldă, după care se usucă. Cu excepția unității motor, toate părțile componente pot fi spălate. Mânuiți cu atenție cuțitele și părțile ascuțite ale aparatului. Nu introduceți părțile componente la mașina de spălat vase. Nu folosiți unelte metalice pentru a curăța părțile componente. Scoateți sau curățați carnea cu mâna. Resturile de carne pot fi scoase din interior prin trecerea unei felii de pâine prin carcasa tocătorului. Curățați exteriorul cu o cârpă ușor umezită, după care ștergeți cu o cârpă uscată. Accesoriile metalice trebuiesc întotdeauna bine uscate înainte de depozitare, altfel acestea pot rugini. Nu uitați să ungeți cuțitul stea și discurile cu ulei, după care se pot împacheta într-o hârtie. Intră chiar acum pe micul-fermier.ro și comandă gama completă de scule și unelte pentru casă, fermă, grădină și livadă. Micul Fermier. Creștem împreună!